Salutare, prieteni! Bine ați venit pe canalul meu de YouTube! Haideți să mai facem o tură pe la găini, să mai vedeți și voi găinile, să vedem și găinușele ce mai fac și vorbim între timp. Am zis, prieteni, că o să încep cu găinile, dar am văzut aici căței și n-am putut să mă abțin, așa că o să filmez un pic și pe Pepsi. Și acolo e Kiki, ia uitați, cățelușa noastră frumoasă. Kiki mănâncă, nu știu ce a găsit pe jos. Pepsi, Pepsi un pic speriată că la noi a fost o ploaie torențială și au fost tunete și furgele și la Pepsi nu-i place latră la ele că vrea să le prindă și nu prea reușește. Da, Pepsi? Și nu prea e în apele, nu-i place când e vremea așa urâtă. Haideți să vedem găinile, să începe cu găinușele de cochinchilia. După cum v-am zis, la noi a fost o ploaie din aia torențială urâtă. Pepsi, mai murdărit. Găinile noastre sau găina și cocoș, nu știu cum vreți să numiți de cochinchilia, trebuie să vă mâine cum am timp să vin să le fac și lor curat aici. Pentru că asta că am făcut murdărie. Coco, 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 coco. Coco, coco, coco. Cocoșul. Coco, coco. Nu știu ce e cu ele, că nu prea face găina ou. Nu mai făcut cam de 4-5 zile, nu mai făcut nici nou. A intrat în repaus, nu știu ce cu ea. Sper să găsim să mai luăm o găină, două, că tot ne uităm pe internet să mai luăm o găină, dar încă n-am găsit. Dar sper să găsim. Aici a venit și Kiki să vadă ce facem. Kiki! Au un obicei să sară. Să sară, să te murdărească. Haideți să vedeți ce fac celelalte găini. Vreau să vă spun că au început să iese ouăle care le-am pus noi la incubat de la găinușele de cochinchilea când am avut-o și pe cealaltă înainte să moară. Și un nou, avem 4 ouă la incubat, unul deja s-a spart. Adică s-a spart deja, aici ciocnit, sperăm să iese ceva. Aici avem găinușele noastre de Brahma Columbia. V-am zis că azi a fost o ploaie torențială și un vânt extrem de puternic, am zis că rupe salcile aici în gard, numai din asta de la Salcius. Numai de la salce cum s-a rupt salcea. Trebuie să fac și aici, să facem mâine curat, mâine, păi mâine să vedem cum apucăm cu căței, să facem curat. Aici sunt găinușele. Am cumpărat chestiile astea pentru mâncare. Astea pentru mâncare, dar vreau să vă spun, prietenii mei dragi, că nu-s bune de absolut aproape de nimica. Mai multă mâncare pe jos și mai mult aruncă decât să mănânce. Aici ai Pepsi, a furat un băț, trebuie să adunăm aici, că de la salce, cum a bătut vântul, extrem de tare a bătut vântul și s-a rupt salcea de să zăpăci, trebuie să facem și aici. Aici sunt găinușele noastre de Columbia care l-ați văzut, acolo nu știu dacă se vede înăuntru, avem o găină pe cuibar. Se vede așa un pic numai capul. Acolo e o găină pe cuibar, să ne facă o ușoare. Aici avem cocoșul de Brahma Bobat și găinușele lui și aici, după cum pare, una e pe cuibar. Dar la asta niciodată nu se vede că e neagră. Coco, coco, coco. Coco, coco. Dar frate, cam trebuie să intrăm să facem curat. Cocoșul. Cocoșu, dacă intru la tine, imediat sar pe mine. Ce frumoasă sala de Columbia, așa astea sunt faine, dar parcă alea de Columbia sunt mai faine. Coco, coco, coco. Coco, coco, coco. Coco, coco, fă cucurigu. Fă cucurigu. Cucurigu. Ha? Faci ghiță. Haideți să vedem ce fac și celelalte găini. Aici, între timp, vreau să vă arăt că aici avem, în spate, aici e cireșul. Și aici, lângă cireș, avem un trandafir. Aici e trandafir sălbatic ăsta. Uitați ce extrem de mare s-a făcut. Trebuie să vin cumva să reușesc să-l tai. L-am tăiat înainte de a da înghețul, dar asta explodează tot timpul. Uitați ce frumos a făcut aici, dar trebuie tăiat că intră în cireș și nu-i bine. V-am
reținut un pic cu ăla. Aici am venit la găina, la Adolf, cum îi zice soțul, eu zic Hitler. Coco, Coco. Coco. Găinușele. Pepsi, și tu ești găina. Și Cocoșu. Arma mea cu ce le scot eu mâncarea. Cocoșu. Ia-i ce m-ai speriat. Turbatule și-o-s proastă, am uitat că-i gardul. Deja vedeam cum o sare pe mine. Cocoșu. Atât de cuminte a fost Cocoșul ăsta când l-am luat, incredibil, și atât de tare s-a prostit de imposibil. Cocoșul! Cocoșul! Găinujele mele frumoase! Hai ce mă ciupești tu! Bine turbat-o! Cocoșul! Cocoșul! Acolo. Ai nervos. Și aici e șeful. Aici e șeful nostru, Ghiță, cu fetele lui. Asta e Ghiță. Vedeți, cunoaște numele. Ghiță. Și fetele lui. Hai și tu, Ghiță, fă, și tu, Cuculigu. Hai, Ghiță, cântă. Ghiță, Cuculigu, hai, fă. Arătă-te. Faci Adolf și nu faci tu, hai. Acum. Nu? Ah, Ghiță, Ghiță. Găinușele. Cloța, când am adus-o, s-a integrat foarte bine cu ele, nu s-a mai văzut diferența între ele. S-au obișnuit foarte bine, adică s-au reobișnuit, că tot de aici am scos-o. Hai, Ghiță, fă-mi Cucurigu. Fă-mă, Cucurigu, Ghiță! Hai, Ghiță! Ghiță, până nu faci Cucurigu, nu plec. Te stresezi dacă nu faci. Imediat că nu se mai poate abține. Eu zic să facă Cucurigu și el cocoșește. Treaba e asta, Ghiță. Ghiță, cântă. Ghiță, fă Cucurigu. Hai, Ghiță. Când o să plec de aici, atunci o să facă și el. Ce dă din coadă? Zici că dansa? Ce Pepsi? Ce Pepsi? Supărată? Hai, Ghiță. Nu? Vreau să vă arăt aici că... Da, că m-ai încurc, m-ai încerupt păpușa mea. Iau, 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 iau. Dacă ți-a plăcut acest filmuleț frumos pe care eu l-am făcut pentru tine, nu uita să-mi dai un like și să-mi lași un comentariu. Sper că v-a plăcut. Noi o să ne vedem data viitoare. Dacă nu te-ai abonat, nu uita să faci, pentru că o să urmeze multe clipuri frumoase și interesante în continuare. Eu vă salut cu respect, aveți grijă de voi, ciao!